Pasiunea mea este brutăria. Dacul. Tirul cu pistol. Confecționarea păpușilor Waldorf. Tenisul de masă. Portul popular tradițional. Sunt Ana Maria Chiriac, specialist de contări și pasiunea mea este confecționarea păpușilor Waldorf. Mereu am fost pasionată de lucruri frumoase, de culori, de pictură și de curând am descoperit aceste păpuși datorită fetiței mele care a văzut niște poze cu păpuși Waldorf și și-a dorit extrem de mult să aibă o păpușă. Pasiunea provine din copilărie. Am avut o păpușă rusească cu părul roșu, care seamănă cu prima mea păpușă. Aceea cu părul roșu este prima păpușă realizată. Cea la care țin cel mai mult este această păpușă, care m-a atras prin căldura trăsăturilor. Procesul este migălos și durează în jur de 2 săptămâni, de la stadiul de biluță din lână la finalitatea aceasta. Haine, accesorii, toate se creează manual. Fiecare detaliu din realizarea păpușilor vine pe parcurs, nu e nimic stabilit dinainte. Cred că lucrul făcut manual preia un pic din energia creatorului și se transferă toată acea parte bună în obiectul oferit. Universul meu personal pe care am încercat să-l creez exact așa cum am simțit și din care încerc să-mi caut inspirație sunt lucrurile colorate, materiale, păpușele și cei doi mici care sunt cu mami, mami, mami. Cred că partea de suflet vine din sufletul copiilor. Între pasiunea mea și jobul de la OTP, cred că lucruri comune ar fi foarte multă răbdare, atenția pentru detalii și poate și creativitatea în a găsi soluții pentru a rezolva toate situațiile pe care le întâmpinăm zi de zi. Orice trebuie investit merită. E satisfacția foarte, foarte mare pentru cel care creează. Cu toată puterea ființei încerci să oferi ce ai tu mai bun.